Sunt Andrei Cruitoru. În acest episod vreau să vă solicit atenția asupra unui clip care ne prezintă pe scurt teologia carismatică și apoi v-aș provoca să vă gândiți la implicațiile afirmațiilor pe care le veți auzi. Sunt Nicu Zarie și azi în timpul meu de părtășie cu Domnul am avut așa un gând foarte puternic care o străbătut practic tot timpul meu de părtășie cu Domnul. Și acest gând era să mă rog pentru cei care au gânduri negative, care au stres, care au îngrijorări, care nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Și chiar acum... Prima întrebare pe care eu aș pune-o pentru experiența asta este dacă gândul acela vine de la Dumnezeu. Cu siguranță cineva va spune, cum să nu vină de la Dumnezeu gândul de a te ruga pentru ceilalți? Imediat o să vă spun de ce s-ar putea să nu vină de la Dumnezeu. O anumită teologie, o anumită doctrină te poate influența și sigur te influențează în modul în care te rogi. Sunt foarte mulți oameni, dacă nu cei mai mulți oameni care se roagă pe planeta asta la Dumnezeu Scripturilor sau Dumnezeu imaginați de lor, se roagă pentru lucruri care sunt împotriva voiei lui Dumnezeu, pentru lucruri pe care Dumnezeu nu le va da și nu le va face niciodată. Deci simplu fapt că ți-a venit un gând de minte să te rogi pentru ceva nu înseamnă că este de la Dumnezeu. Nu înseamnă nici că nu este de la Dumnezeu. Dar uitați ce zice. Pentru ce i-a venit lui în minte să se roage? Gânduri negative, care au stres, care au îngrijorări, care nu mai văd luminița de la capătul tunelului și... Se roage pentru persoane care au stres, care au gânduri negative. Toți oamenii planeta asta au la un moment dat gânduri negative, au stres și așa mai departe. Care este modul precis în care te poți ruga pentru toți oamenii ăștia? Te rogi pentru toți? Te rogi pentru toți cei credincioși? Pentru cine specific te rogi? El s-a pus în fața camerei și se roagă pentru cei la care se uită, pentru cei care se vor uita la clipul ăsta? Își imaginează cât se vor uita? Sau cum anume te pot ruga la grămadă? Da? S-o ruga și pentru mine, că și eu am gânduri de stres, câteodată gânduri negative. Ce vreau să subliniez este modul ăsta triumfalist, irealist de a vorbi despre rugăciune și de a produce nu știu ce în lumea spirituală. Cum adică să ruga pentru toți oamenii ăștia care au gânduri negative și așa mai departe. Chiar acum mă rog pentru tine dacă treci printr-o astfel de perioadă sau te lupți cu ispite pe care nu le poți depăși și mă rog pentru tine și liberez pacea lui Hristos pentru tine și de... Cum se roagă din nou? Cum se roagă pentru mine? Pentru care pentru mine? Cum te poți ruga, Domnule, în fața camerei? Deci cum te poți ruga în fața camerei și vorbești cu om? Mă rog pentru tine. Cum te rogi pentru mine chiar acum când tu vorbești cu mine? Deci ce formă de rugăciune asta? Deci tu te rogi pentru mine și spui, mă rog pentru tine și vorbești cu mine. Deci prima problemă e că nu te rogi lui Dumnezeu pentru că vorbești cu mine în timpul ăsta. Și în al doilea rând, cum te rogi pentru mine dacă nu mă cunoști? Și nu știi cine sunt, omul din spatele monitorului. Ai un fel de super puteri spirituale prin care atingi pe toți oamenii care sunt în fața monitoarelor. Ok, înțeleg pe carismatici care se roagă pentru bilețele, înțeleg, dar nu sunt de acord cu ei, pentru bilețele pe care le au în fața lor și se roagă pentru oameni care comunică chiar cu ei atunci pe internet. Dar să te rogi pentru oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, pe care nu i-ai cunoști și să te rogi pentru ei înainte să pui clipul pe internet pentru oamenii care se vor uita la clip particular, în parte, te rogi grămadă pentru ei. Deci, triumfalismul ăsta carismatic este, din punctul meu de vedere, irealist. Deci e realist și este o formă de aroganță și de mândrie spirituală profundă. Eu sunt aici și mă rog, Domnule, pentru toți care se uită la clipul ăsta. Lucrurile nu sunt așa. Nu ne îndeamnă Biblia să facem chestii de genul ăsta. Pe care nu le poți depăși și mă rog pentru tine și liberez pacea lui Hristos pentru tine și de... Nu vezi în Biblie pe nimeni care eliberează pacea lui Hristos peste alții. Nu vezi niciun super guru, șaman din ăsta spiritual, vindecător, exorcizator, care are puterea de a elibera pacea lui Hristos. N-are nimeni imagazinat în mâinile lui, în sufletul lui, n-are nimeni vreun dar spiritual special prin care deține pacea lui Hristos și o poate elibera la discreție peste cei care se uită la monitoare. Nu există așa ceva. În Scriptură, dacă citiți pasajul unde vorbește despre pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, lucrul acesta este pus în legătură cu locuirea din belșuga cuvântului lui Dumnezeu în noi. N-are nicio treabă cu faptul că stă cineva și are super putere spirituală de a elibera pacea lui Hristos. Religia asta seamănă mai mult pentru mine cu religia lui Simon Magu. Și spun deschis lucrul ăsta pentru că este o religie foarte periculoasă și o doctrină periculoasă și o practică periculoasă. Nu poți elibera pacea lui Hristos. Pacea lui Hristos
este direct proporțională cu cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Citiți pasajul respectiv, intrați în contextul pasajului și trageți învățătura biblică din pasajul ăla, nu niște idei care sunt promovate de anumiți oameni, cine știe din ce motive. Haideți să ascultăm în continuare. Dar pace peste tine și declar că acest sezon s-a terminat pentru tine și acum intri în destin, intri într-un sezon nou în care... Într-un destin? Ce e asta? Într-un destin? Biblia spune că destinul nostru a fost hotărât de Dumnezeu. Am fost ales înainte din temerea lumii ca să fiu un fiat, ca să fiu sfânt și fără prihană. După ce Dumnezeu în dragostea lui m-a ales ca să fiu fiul lui, da? Cum adică într-un destin? Am fost ales pentru mântuire în credința adevărului, în sfințirea Duhului. Destinul meu e hotărât de Dumnezeu, nu într-un destin. Acum, tu îmi hotărești mie destinul? Proclami un destin nou peste mine? Deci, mie nu înseamnă deloc asta cu religie creștină. Deloc. Biblia vorbește cu totul altfel despre destin. Nu vorbește despre faptul că altcineva îmi hotărăște destinul mie. Și că proclamă pentru mine nou destin, un nou sezon. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Dumnezeu vrea să te ducă într-un loc în care să vezi frumusețea pe care El a creat-o pentru tine și mă rog ca orice gând al tău să fie rob ascultării de Hristos. Și mă rog... Gândul meu este rob ascultării de Hristos atâta timp cât înțeleg voia lui Dumnezeu. Nu când proclamă cineva de la distanță asupra mea. Gândurile mele intră automat în robia lui Hristos. Nu, când îl cunosc pe Hristos și mă supun voiei lui, atunci gândurile mele sunt făcute rob ascultării de Hristos. Plus că îi scos total din context pasajul ăsta care se referă la altceva acolo. Dar oricum. Îngrijorare să plece de la tine în numele lui Iisus Hristos. Și în momentul ăsta... Nu pleacă așa îngrijorarea. Dom'le, citiți Biblia, nu vă îngrijorați. Și acolo ni se dă niște motive pentru care să nu îngrijorăm. Căci Dumnezeu poartă grijă de noi, căci Dumnezeu ne prețuiește, căci Dumnezeu lucrează totul în viața noastră și noi nu putem să producem nici cel mai mic lucru, că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu e Tatăl nostru, că El se îngrijește de noi și așa mai departe. Îngrijorarea nu pleacă prin proclamări. Da? În teologia carismatică, proclamarea are un loc fundamental. Ceea ce trebuie să înțelegeți toți cei care ascultați clipul ăsta. În teologia carismatică, rugăciunea funcționează pentru a proclama, pentru a aduce în existență niște lucruri. Este această mișcare a cuvântului credinței. Adică cuvântul meu este împuternicit de Dumnezeu să creeze lucruri. Eu când proclam, pur și simplu produc stări, produc lucruri, produc vindecare, produc eliberare și așa mai departe. Dumnezeu într-un fel ne-a făcut pe noi niște mici dumnezei care avem super puteri spirituale pentru a produce lucruri, pentru a proclama. Dar asta nu este metoda biblică. Căci El însuși îngrijește de voi, spune Petru. De asta ne îngrijorăm. Că Dumnezeu se îngrijește de noi. Căci El ne poartă de grijă. El poate să ne poartă de grijă, ne iubește, este voia Lui să ne poartă de grijă și va face lucrul acesta, pentru că suntem copiii Lui. El ne dă niște motive pentru care să ne îngrijorăm. El nu proclamă nimica. El nu proclamă nimica. El ne poruncește să nu ne îngrijorăm. El nu ne proclamă nimic. El zice, proclam peste toți care citiți cartea asta, 1 Petru, proclam peste voi să nu vă îngrijorați. Nu. El ne poruncește să nu ne îngrijorăm și ne dă niște motive pentru care să nu ne îngrijorăm. Ne arată puterea lui Dumnezeu, ne arată relația noastră cu Dumnezeu, ne arată dorința lui Dumnezeu de a îngriji de noi, suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. El ne dă niște motive pe care le putem gândi, putem raționa cu argumentele pe care El ne le dă acolo. El nu proclamă așa, pur și simplu. Și nu ne pune să-L credem, pur și simplu. Practica asta nu are nicio treabă cu Sfânta Scriptură. Nu știu cum aș putea să repet lucrul ăsta în fel și chip și să îl demonstrez cu Sfânta Scriptură. Nu este nicio legătură între practica asta și ceea ce vedem în Sfânta Scriptură. Rog să poți să vezi viziuni de la Dumnezeu, să vezi gândurile pe care El le are pentru tine. Doamne, dacă vrei să vezi viziuni de la Dumnezeu și gândurile pe care El le are pentru noi, deschide Biblia. Deschide Biblia. Gândurile lui Dumnezeu sunt revelate deja în Sfânta Scriptură. Preluăm câteva expresii din Biblie, punem Biblia deoparte, ne apucăm de proclamat, ne apucăm de vindecat, ne apucăm de transformat lumea, când în realitate nu se întâmplă nimica.
Dacă vrei să cunoști gândurile lui Dumnezeu și să ai viziuni de la Dumnezeu, el e scris în Biblie. Acolo vezi viziunea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, revelația de sine a lui Dumnezeu. Este deja în Sfânta Scriptură. Ea se găsește deja. Nu aștepta. Nu o să vedea Dumnezeu nimica nou. Toți cei care au venit cu revelații noi, cu vedenii noi, cu descoperiri noi, toți ăștia au venit cu bazaconii. Au venit cu lucruri inventate, au venit cu lucruri imaginate, au venit cu lucruri amestecate, paie cu grâu, neghină cu grâu. Dacă vrei să vezi voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru tine, citește Sfânta Scriptură. Efectiv să intri în destinul tău și îți doresc o săptămână super binecuvântată în care să umbli în prezența lui Hristos. Eu vă doresc vouă să înțelegeți că practica asta nu are nicio legătură cu Sfânta Scriptură. Niciun fel de legătură. Da, suntem chemați să ne rugăm, dar în același timp suntem chemați să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să înțelegem voia lui Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Suntem chemați să discernem. Vreau să fac foarte clar de la început faptul că nu-L cunosc pe Domnul ăsta, nu știu absolut nimic despre El și este important să știți că nu mă interesează persoana lui și să discreditez persoana lui sau trecutul lui sau caracterul lui sau lucrarea lui și așa mai departe. Dar pot să spun foarte clar că ceea ce el face și spune și promovează în clipul ăsta nu se găsește în Sfânta Scriptură și este împotriva tiparului învățat de Biblie. De aceea vă avertizez și vă invit să discerneți lucrurile pe care le citiți, lucrurile pe care le auziți, lucrurile pe care le vizualizați.